Bună ziua, bună ziua albinuțelor și bine ați venit la încă un episod din Oto Mănâncă. Albinuțele mele, în dimineața asta avem niște lucruri foarte, foarte șmechere. Facem amasita salată de vinete, adică vinete, coace la vinete de 2 zile. Și avem aici niște salată. Miroase bine. Aici avem niște slănină ardelenească de cumpărat. O să punem și noi aici câteva bucățele, că văd că e tăiată. Așa. E deja tăiată. Au mâncat ai mei, a zis că e bună. Ia să gustăm. Da, bă, e bună. Și are și ciorciumoale. E spre mezel, așa. Spre mezel este. Așa, hai să vedem ce mai avem aici. Aici avem brânză de casă. Mamă. Păi și nu avem și noi o bucată? Avem și noi o bucată tăiată. Ia să vedem asta cum e. O fi bună? O fi bună, nu o fi bună? Oricum o mâncăm. Caldă n-avem. E bună. E... Salut, Mario! E mai spre caș, așa. Nu e foarte puternic. Aici avem salam de vară, Fox. Să tăiem. How? Bă, asta e salamul meu preferat. Nu știu care e șmecheria cu salamul ăsta, dar e cel mai bun. Să moară dracia, mar de nu e cel mai bun salam ăsta. E afumat, e gustos. E exact ce trebuie. Ia să te la feriuță. Problema e că are multe calorii salamul ăsta. Foarte multe calorii. Foarte, foarte multe calorii. Are de 4 ori mai multe calorii decât mușchiul file. Ceea ce e mult. Aici avem o ceapă. Ceapă roșie. O tem și pasta. Arș, mă doare degetul. Harș. Bă, știi ceva? Vreau să o tai mai mic, așa. Să nu bag un sfert de ceapă odată în gură. Înțelegi? Cam asta e ingredientul. Cam asta e ideea, să nu bag. Mamă, roșie din solar. Dau totodată. Ia o turtată. Din solar de la mine, nu de la altul. Nutriționistul este gospodar, bă, frate. Are și solar. Are și albine. Trăie mai frumos. Bam. Ia uite. Ia uite-o, bă, frate, cum se taie. Tai de capul meu. Am mai văzut așa ceva? Ce mai avem, mă? Am luat pâine. Am fost la brutărie. Am luat pâine. Ia uite-o. Pâine cozonac. Mamă, mamă. Pâine cozonac, bă, băiatule. Colțul îmi place mie. Colțul este cel mai bun. Se știe. Proaspătă. Lipsește ceva. Avem și un culiță, avem o. Zicea că are niște ouă fierte. Unde a pus, mă, frate, ouă? Bă, am întregi. Nu știam unde a pus ouăle fierte. Avem nevoie de proteină. Nu ai slăbit. Ba da, șefule, am slăbit rău de tot.
De la 118 am ajuns la 116,9. M-a încântărit acum până să cobor să mănânc. 116,9. Am slăbit ca ultimul ogar. Am slăbit rău de tot. Trebuie să mă pun la îngrășat, că nu se mai poate. Ce înălțime ai? 1,80 m. 2 kg. Da, bă, frate. Am mâncat numai prăjituri și dulciuri și am slăbit 2 kg. Voi vă dați seama că eu dacă nu mai mănânc dulciuri, dacă nu mai mănânc dulciuri deloc, în loc de dulciuri să mănânc fructe, păi eu aș slăbi dracu 10 kg în 2 săptămâni. Aș muri! Pe cuvânt vorbesc. Hai să vedem. Acum ce zic? Stai, mă, că nu mănânc cu furculița, mă. Avem colț aici. Să mănânc cu furculița. Ce-ai? Ia să iau. Mamă, ce bună e. Sau în vară. Bun, bă. E bun. Aș trage telefonul mai aproape, dar nu mi se mai vede căpățâna mea după aia. Nu mi se mai vede cabeza. Ia. Să vedeți și voi mai bine. Asta e criminalul. Asta e criminalul. Și ăstea. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor care mi-a dat poftă bună. Să punem niște apă de izvor. Să fac sete. Băi, nu mai am roșii, mamă, îmi pare rău. Îți dau eu, că am un solar, am o grămadă. Îți dau eu, fratele meu. Am fost harnic, am muncit. Ia uite cum e apa asta de izvor. Bă, rouă pe ea. E transpirată de rece ce. Tot respect dacă îmi dai. Cum să nu dau, frate? Ce crezi, că sărăcesc? Sau mă îmbogățesc de la 2 kg de roșii? Iau de aici. Trebuie să ne ajutăm între noi, nu? Și în guliță din asta, cumpărată. Nu prea are gust puternic. E mai mezel așa. E spre mezel, nu e. Nu e de aia fumată, sărată. Nu trebuie să fie o roșie. O roșie, o ceapă, o șuncă.
Am să avut poftă de roșii cu brânză. Ia să vedem. Roșii cu brânză. Și cu slănină. Și cu ceapă. Da, bă. Ai dreptate. Merge foarte bine combinația. Eu mai am și niște salate de vinete. Nu știu dacă o strica combinația sau nu, dar... Nu o strică. Se potrivește și ea la combinația asta. Te trai în sus să ai dormit, am adormit. M-am uitat acum un pic de dimineață, dar mai am. Trebuie să mai văd. M-am trezit la 6 de dimineață. Bă, gata, nu mai mănânc pâine proaspătă. Nu mai mănânc pâine proaspătă, dă-o în pisicii mei, că e prea periculoasă. Mănânc foarte mult. Mâncăm de asta. Mâncăm de asta, că merge și asta cu salată. Bine, n-ar fi problema pâinea. Problema la mine sunt dulciurile, frate. Mănânc 2000 de calorii pe zi din dulciuri. Hai, nu chiar 2000. Dar 1000 de calorii sigur le mănânc din dulciuri. 1000 de calorii garantat. Dacă aș renunța la dulciuri, de exemplu, dacă astăzi n-aș mai mânca restul de prăjituri care mi-au rămas de ieri și le-ar mânca ai mei și eu aș mânca niște pepene roșu, pepene galben, că am cumpărat ieri. Aș face o economie de 1000 de calorii lejer. Lejer. Nu. Am fost la clinică. Am avut negi. Am avut doi negi. Și mi-a ars. Vreau muștar. Mi-e poftă de ou cu muștar. Mi-e poftă de Paști. Să vină Paștele. Bă, dar am pâine. Bă, gamea, că n-am pâine tăiată. Asta merge cu pâine moale. Așa. Ia să iau. Și șuncă. Și ceapă. Mi-aduce aminte de Paști, mi-aduce aminte de Crăciun. Mi-aduce aminte de între sărbători. Alex, mulțumesc frumos. Ești mai bun și frumos, nu te ținezi de nume, mulțumesc. Ce mănânci prezintele? Pe m-am prezentat, ai intrat tu târziu. Le-am tăiat aici împreună cu oamenii. Le-am aranjat, am făcut, am alcătuit platoul.
Mănâncă pe pene mai sănătos, adevărat. Mănânci în fiecare zi o fiertă de tot? Nu chiar în fiecare zi. Când e făcut. Când are cine să-mi facă. Eu n-am răbdare să aștept să-mi facă o ofertă. Durează prea mult. Gata, bă, am terminat de mâncat. Era mai intrat la live după la dimineață, logic. De două ori am mai intrat. Am mâncat KFC după masă. La prânz, pardon. Și după masă am mâncat prăjituri din Franța. Ce salam recomand? Un salam bun. Salam bun la gust? Ăsta. De vară. Extra. Cel mai bun salam e ăsta. Să moară Iohannis și toți politicienii de... Nu e cel mai bun salam, dar l-au scumpit și pe ăsta l-au făcut dracu. 30 de lei și nebun. Ăsta e cel mai bun. Salam de Sibiu? Na, e nașpa. Salamul de Sibiu e nașpa. O, oh, mulțumesc frumos! Cătălin! Cătălin, mulțumesc! Pardon. Pardon. Happy dance, șarpele cobra. Raluca, mulțumesc. Ce vreți, mă, frate? Apa asta de izvor are multe, multe bule. Trezește leu din tine, exact. A trezit leu din mine, frate, apa asta. Mami, hai să strângi masa! Mami, hai să strângi masa! Unde e, mă, frate? Unde o fi, mă, mica? Wow, ce ai slăbit! Da, Ioana, tricoul ăsta e măsura L. E măsura L, vă dați seama. Păi tu nu strângi masa? Nu pot. Mami! 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 Unde ești, mami? Uite, avem și șunculița asta aici. Și salamul și roșia asta. Mai avem o roșie. Uite, asta e alt soi, vezi? Ăsta e alt soi de roșie, nu e din aia roze cum am mâncat. Am în solarul meu două soiuri de roșie. Avem și brânza asta aici, frate. Trebuie băgate toate în frigider. Mami, trebuie și strângea masă. Mulțumesc, Cătă, panteră. Mi-a trimis Cătă în panteră. Bă, și ce aș mânca acum? Aș mânca ceva dulce, aș mânca niște Nutella cu pâine din asta. Mi-aș face un croissant dintr-un borcan de Nutella și o pâine din asta, ce ziceți? Mi-aș face un croissant. E și călduță pâinea, am prins-o. Giugiuc. Am prins-o bine rău. Haide sus. Bă, să vină mami să strângă masa. Să vină mami să strângă masa. Mergem să anunțăm. Mami!
Mami? Da? Să te duci tu să strângi masa. Am rezolvat, am strâns și masa. Uite, e cățeaua acolo în spate. Stă cu maica mea că face... Pardon. Face... Vine-te în continuare. Mami, era să vomit, ești prost? Face vinete, mai coace vreo 50 de kg de vinete. De mă, frate. Oameni muncitori, producție mare, nu? Îți dai seama. Uite câtă smochină am aici, ești prost? Uite câtă smochină am aici, ajunge până aici la mine. Ești prost la cap până la etaj. Ce să faci, bă, frate? Albinuțele sunt muncitoare, bă, frate. Nutriționistul muncește toată ziua. Așa. Bă, uitai pâinea aia, băga mea și picior, dar nu puteam să o iau. După ce am dat o mână bună, a trebuit să iau sucul. Deci dacă ar fi să aleg un singur lucru, bă, un singur lucru, ăla ar fi sucul. Fără discuție. N-aș alege pâinea, n-aș alege Nutella, aș alege sucul, tată, Pepsi Max. Un singur lucru. De fapt, nu. Mint. Dacă ar fi un singur lucru de ales, aș alege Dunhill și după aia aș alege Pepsi Max. Mai bine să nu mănânc, dar să am ce fuma. Ai înțeles? Și după aia, mai bine să nu mănânc, dar să am Pepsi Max. Și după aia, întâi să fumez, să mănânc, să beau Pepsi Max și după aia să și mănânc. Și după aia, pe locul 4, abia pe locul 4, fraților, vine Nutella, ești prost. Nutella, dragostea mea. Să o pupe tăticul pe ea. Abia pe locul 4. Așa de dimineață, da, Marius, mi-am schimbat programul, tată. Mă, nutriționistul muncește. Din greu. Vai de tine, de ce mă, frate? Zi mersi, Doamne iartă-mă, că am și Dunhill-ul, am și Pepsi-ul, am și Papa, am și Nutella. Le-am pe toate, da. Ziceam așa, dacă ar fi. Dacă ar fi vreodată să nu mai am nimic și să pot alege un singur lucru, ăsta ar fi prioritățile. Bună, Mătălina! Atunci când îmi vei înțelege tăcerea, atunci îmi vei înțelege și durerea. Dar de ce ai pus de două ori atunci? Vezi, Mădălina, atunci ăla de la început, să nu mai pui, șterge-l. Încep direct. Când îmi vei înțelege tăcerea, atunci îmi vei înțelege și durerea. Sunt prea mulți... Prea multe cuvinte de atunci, Mădălina. Vezi că nutriționistul este poet. Nutriționistul este as pe limba română. Ai înțeles, Mădă? Șterge un atunci. Ori ștergi primul atunci, ori ștergi al doilea atunci. Andreea mea răspunde numai cu Iurael. Păi bineînțeles. Sunteți prea mulți. Sunteți prea mulți. Și mă nebuniți. Nu pot să răspund la toți. Mădălina, nu vreau. Mădălina, hai să facem analiză pe text. Inimioara, inimioara, două puncte. Deci inimioara spune cum ar veni. Că două puncte înseamnă că urmează să zică ceva. Inima ta spune.
Atunci când îmi vei înțelege tăcerea, atunci îmi vei înțelege și durerea. Sunt prea multe cuvinte de atunci. De ce ai pus de două ori atunci? Ce înseamnă asta? Ori zice așa, atunci când îmi vei înțelege tăcerea, virgulă, îmi vei înțelege și durerea. Ori așa, ori. Atunci când îmi vei înțelege tăcerea, îmi vei... Stai că am zis la fel. Când îmi vei înțelege tăcerea, atunci îmi vei înțelege și durerea. Deci ștergi un atunci, care vrei tu, nu contează. Și o să fii poet, tată. După aia ți-o înregistrezi la OSIM, scoți o carte de poezii, semnezi cartea de poezie acolo, Mădălina inimioară, inimioară, 500 de pagini de poezii, singura poezie o să fie acest vers. Celelalte pagini, nu știu, ba și tu, desene animate, ceva. Am dormit, bro, cum să nu dorm? Am adormit la ora 10, jumate seara. M-am trezit la 6, am adormit la 10 jumate. Băiat cu minte, bă, tată, m-am lăsat de toate vicile, m-am lăsat de bagaboante, m-am lăsat de păcănele, m-am lăsat de tot. Singurul viciu este că fumez. Băiat deștept, uite, știi aici limba română, face poezii, sunt și poet, sunt... Hai de mine! Văleu! Știu și matematică. Ia uite câte cărți de matematică am acolo. Ia uite. Păi da. Câte kilograme ai, cred că 189. Crezi că 189 am? Nu, frate, am 116,9. M-am cântărit până să mă duc să mănânc. Și cel mai mare... Dar ce vicii ai mai avut? Oh, toate viciile le-am avut. Toate viciile le-am avut. Bombardier, tată. 116, auzi? Butoi. Ce butoi, frate? Sunt bombardier. Că dacă dai noroc cu mine, ca în menghină, te strâng. Te-ai drogat? Nu. Fără droguri în puii mei. Am băut, am băgat la cazinouri. Femeile, toate viciile, afară de droguri, dracu. Toate chestiile extreme, acum. Te-ai drogat, ai omorât, ai căcat. Ce era degete? M-au prins cămătarii. M-au prins cămătarii. M-am lovit când am vrut să strâng masa și de atunci am zis nu mai strâng masa în viața mea. Nu mai spăl vasele în viața mea. Nu mai fac nimic de genul ăsta. Treburile astea nu sunt pentru mine. Hello, hello, Dana, Paul. Stai așa să mai punem un pahar de... De viciu meu numărul 1. Viciu meu numărul 2, pardon. Viciul meu numărul 2, tată. Mânca la tata ce spumă a făcut. Doamne, cum se aude. Cum se aude spumă. Nu reușesc să slăbesc prin deficit, oare ce fac greșit Denisa Maria Mitran? Nu ții deficitul cum trebuie. Adică nu ții deficit. Nu-ți calculezi bine caloriile. Oamenii... Cum să zic eu? 50% din numărul de calorii îl greșesc. Deci oamenii greșesc la numărarea calorilor cu până la 50%. Dacă tu ai impresia că mănânci 1000 de calorii, mănânci 1500. Dacă ai impresia că mănânci 1500, mănânci 2000. Dacă ai impresia că mănânci 2000,
mănânci vreo 3000. E foarte, foarte dificil să-ți calculezi caloriile fix și nici așa nu poți fix, dar mă rog, cât de cât, să ai o marjă de eroare de 100-200 de calorii pe zi, e foarte greu, pentru că trebuie să stai cu cântarul după tine tot timpul. Deci trebuie să pui toate alimentele pe cântar. Trebuie să le cauți pe aplicații, pe internet și așa. Datele sunt de multe ori... găsești mai multe date diferite pentru același aliment. Deci dacă intri pe o aplicație și scrii acolo pulpă de pui, vei vedea 110 calorii, vei vedea 150 de calorii, vei vedea 200 de calorii. Oamenii tind să aleagă varianta cea mai mică pe care o găsesc pe internet, știi, să așa, și nu-și calculează bine caloriile. Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, bine ați venit la singurul nutriționist din lume care a slăbit peste 250 de kilograme și acum face mukbang-uri educative și amuzante despre slăbit, sport și mâncare. Am înțeles, mulțumesc, cu plăcere, Denisa. Trebuie să fii foarte, foarte atentă. Cel mai ușor e să mănânci după, cum să zic eu, mâncarea ambalată, știi? Că acolo scriu ei caloriile, dar n-ai cum să mănânci dracu numai mâncarea ambalată, îți dai seama. Gândește-te că eu am slăbit cu mâncare gătită. Eu am slăbit cu mâncare gătită. La mâncarea gătită e cel mai greu să calculezi. Cel mai greu. Să te uiți la clipurile mele cu transformarea mea live, documentată. Otto slăbește sezonul 5, de aici pe profilul meu. Și vezi că sus am o listă, am un playlist salvat. Dai pe playlist-ul ăla și ai 100 de clipuri cu 100 de zile în care am slăbit 18 kg. Fără să mă înfometez, am mâncat de toate. Adică am mâncat de 5-6 ori KFC, am mâncat shawarma, am mâncat cartofi prăjiți, am mâncat prăjituri, am mâncat Snickers, am mâncat arahide în ciocolată. Am mâncat foarte, foarte multe lucruri. Pizza, cremvuști, de toate am mâncat. Pâine, miere în fiecare zi, fructe. Arată brațele. Nu se văd că am tricoul ăsta. Am tricoul ăsta care are mânecile lungi și e un pic am strâmt pe mine, că e măsura L și... Nu prea se văd brațele mele de monstru. Monstru sacru. Ce zic ar fumez? Dan Hill albastru. Biceps puternic dezvoltat. Cel mai puternic biceps. Nu o să vedeți un nutriționist cu un biceps mai mare decât al meu. Mă bag acum să mă uit la Insula Iubirii. Să termin episodul de aseară, bă, frate, fără reclame, fără alea, fără nimic. Nu l-am văzut. Dana Paul 2, te urmăresc pe TikTok. Mulțumesc, Dana Paul 2! Pentru a slăbi tonifia trebuie să facem sport. Da. Da. Vei vedeți că în transformările ale mele, pe profilul meu, am făcut sport din prima zi de sală. Adică n-am zis, aia las, că am de slăbit 50 de chile, mai întâi slăbesc 30 de chile și după aia mă apuc de sport. Nu, frate, din prima zi de la 150 de chile, când am avut 150 de chile, când am început slăbitul și deficitul caloric și alea, m-am dus de la sală. O iei ușor, treptat. Și cum să-mi calculez la mea câte calorii trebuie să mănânc? A, asta e simplu. Să-ți calculezi câte calorii trebuie să mănânci e simplu. După aia e greu să-ți calculezi caloriile alea care trebuie să le mănânci în fiecare zi. Intri pe un site, scrii pe Google, de fapt, și sunt o grămadă de site-uri. Calorii
Pentru slăbit, calorii, deficit caloric, calorii, mentenanță, calorii, cum dracu să zicem. Rata metabolică bazală. Câte calorii trebuie să mănânc? Scrii pe Google și găsești. Câte ai slăbit într-o lună? Cel mai mult am slăbit 15 kg într-o lună. Atunci când am avut 150 de kg, am slăbit 15 kg într-o lună, cel mai mult. Acum, în sezonul 5, am slăbit 6 kg, mi se pare, în prima lună. 6, 7, 6. Nu. 6, 5, 7, ceva de genul am slăbit. Ok, încercăm iară, mersi. Cu plăcere, Denisa. Mănânc puțin și simt amețeală în jur de 800 de calorii, ok? Nu e ok, Chris. Mănânci prea puțin. Mănânci prea puțin. Încearcă să mănânci 1300-1400 de calorii, Chris. Chiar 1500. Chiar 1500, dar să faci și puțină mișcare. Adică să te miști, știi? Să te miști. Ok, nu te poți duce la sală, înțelegi? Nicio problemă. Nu te poți duce la sală, nu e nicio problemă. Nu vrei tu să fii poate cea mai tonifiată, cea mai musculoasă, cea mai așa, dar măcar să te miști, să faci, să fii activă în timpul zilei. Să ai activitate fizică. Adică să faci pași, să te uiți pe telefon și la sfârșitul zilei să ai 10.000 de pași făcuți. Că dacă stai toată ziua și nu faci nimic, nu arzi nici calorii. Dana Paul 2, tu mă urmărești? Nu, Dana Paul 2, nu urmăresc pe nimeni eu. Vreau să iau și eu de la tine niște miere. Cum face fratele meu? Dai comandă pe site-ul meu, Miere TV, pe un roșu și trimit în toată țara prin fan curier. Cum pot să dorm mai bine? Parcă nu mi-e somn. O să te obosești. Și eu am probleme cu somnul. Mă dereglez, sunt pe programul de America. Abia am reușit acum să mă reglez cu somnul. Am stat într-o zi, n-am dormit deloc. Dimineața la 6, 7, 8, când trebuia să dorm, nu m-am mai băgat la somn și am stat treaz. Am fost zombi toată ziua. Și după aia m-am dormit la ora 10 seara, m-am trezit la ora 6 dimineața, fără ceas, fără nimic. Cristea, Daniel, te pupă, ce-ți mersi mult cu plăcere, Cristea, și eu te pup. Bună dimineața, Robert. Bagă Nutella. No, nu mi-e poftă acum. Nici n-am cu ce să bag, îmi trebuie pâine. Îmi trebuia pâinea aia moale de jos, de la brutărie, mamă. Semicaldă. Pâine semi-caldă, frate. Am ajuns cu ea acasă semi-caldă. Super bună. Am un prieten care zice așa, la toate chestiile, zice cu semi. Semi-caldă, semi-proaspătă, semi-rece, semi... Nu știu cum. Semi-obosit. Ai auzit dieta chetogenică? Bineînțeles. Consumi alcool? Nu, nu consum alcool. Am auzit de toate dietele și le-am și încercat. Își doarme repriză sau din prima 10-6? Din prima 10-6. Am avut perioade în care dormeam și în reprize. Dar de obicei nu. Noaptea nu dorm în reprize. Ziua dorm în reprize. Am avut perioade când am dormit și în reprize. Știu, e nașpa. Tu somnul. Ai fost la Gabi Gabone? Am fost. Semi-dulce. Da, semi-dulce. Nu doar rămas pe zi. Ce bine slăbesc. Mănâncă, frate. Dar ideea e că tot deficit caloric ții și tu. Nu contează. Că mănânci o masă, că mănânci 7 mese. Este un principiu de bază, înțelegi? Principiul de bază al termodinamicii. Trebuie să învățați puțină fizică. Fizică de clasa 5-a, 6-a, frate. E simplu. Duceți-vă la școală. Școala este foarte importantă. Dacă nu vă duceți la școală, măcar documentați-vă. Fiți autodidacți. Căutați pe Google. Uitați-vă la clipuri, uitați-vă la oameni mai deștepți ca voi și învățați de la ei, că așa fac și eu. Când mă interesează un domeniu, un subiect, caut, ascult și părerea ăluia și părerea ăluia. Mă uit și la clipuri pe YouTube, caut și pe Google, pe site-uri, ce scrie, celea, înțelegi? Orice slăbire ține de deficit caloric. Înțelegi? Nu contează câte mese ai, nu contează ora la care mănânci, nu contează că e dietă chetogenică sau dietă că e dietă carnivoră, că e dietă chetogenică, că e dietă mediteraneană, nu contează lucrurile astea. Când vine vorba de slăbit, strict de slăbit, aceste detalii nu contează, contează doar caloriile.
Să încerc și de la socului. Am încercat, am și un clip pe YouTube. Am încercat-o mai de mult, acum câțiva ani, prin 2000... Prin 2019-2020 am încercat-o. Mișto, mi-a plăcut. Imensă. Bă, când am pus-o pe masă așa în picioare, mâncația și stătea singură. Stătea singură. Bună. Bună, mare, preț bun. E bună rău. Da, exact. E și bună, e și mare, are și preț bun. Chestia e că mă gândesc la multe lucruri și nu mă lasă să dorm. Înțeleg, Alex. Trebuie să te obosești, să fii obosit, că altfel nu poți să dormi, nici eu la fel. Dacă nu mă obosesc, dacă nu adorm când mă epuizez, adică spre dimineață. Uite, acum m-am trezit la ora 6 și vreau să nu mai dorm la prânz deloc. Și ieri la fel, m-am trezit la 6 și n-am mai dormit deloc la prânz. Am picat ca puiul de găină, mort, la ora 10, 10 jumate. Dacă dorm o oră, două pe zi, iar se duce dracu programul meu. Iar adorm la 5, 6, 7 dimineața. Ai prețuri foarte convenabile pe site. Dacă te mulțumesc frumos. Știu, nu sunt scumpe. Am prețuri foarte bune. Mai ales la ce... Au bubuit prețurile la ce inflație acum și cum au bubuit prețurile la noi în țară. Și după dacă mă frățesc doar parcă îmi fac mai rău. Păi nu, încearcă să nu mai dormi o zi. Ca să te resetezi și stai treaz și dormi seara. De vreme. Câți ani ai? 35. Azi ce mai mănânci? Ba, astăzi vreau să mănânc pepene, roșu, galben. Am ciorbă de pui. Am făcut... Mami! Mami! Am făcut ciorbă de pui și mai am o lasagna din aia la un kil în frigider. Trebuie să o rezolv și pe aia, dar nu știu dacă astăzi. Mai am o pizza congelată în congelator. Mai am înghețată. Dar n-aș vrea să mai mănânc dulciuri, bă, frate. N-aș vrea să mai mănânc dulciuri. Am mâncat ieri. Am mâncat chiar 2000 de calorii din dulciuri. Am mâncat la prăjituri franțuzești de... Mamă, mamă. Haide, că vă las. Ceva ciotto. Salut! ZPS Express. Ce să fac bine? Uite, am mâncat aici cu oamenii pe live. Am fumat două țigări, am băut 2 kg de Pepsi. Și acum vreau să mă bag la insula iubirii să mă uit la ceva. Că după aia am treabă, după aia trebuie să mă duc să pregătesc siropurile de cătină, că avem târg la Râmnicu Vâlcea, unde s-a cântat prima dată imnul național, băi, în Parcul Zavoi. E tata, Nelson Mondialu. V-am pupat. Ia mă nene sunt. Da, știu. ZPS Express. Știu că ești ia mă nene. Hai! Știți cum e să vă lase cineva în aer? V-a mai lăsat cineva în aer până acum?